Stimați telespectatori, vă cerem scuze pentru condițiile tehnice defectuoase în care s-a desfășurat prima parte a transmisiei. Mesajul celor care au vorbit de la acel balcon, imaginea acelui balcon este de tristă amintire, dar de data aceasta are o semnificație deosebită, reflectând faptul că puterea aparține poporului. Sigur, trebuie să ascultăm părerile tuturor, să ținem seama de ele. Important în aceste momente cruciale este să dăm dovadă de calm, de înțelepciune, să nu manifestăm sentimente de răzbunare. Toți cei care s-au făcut vinovați vor plăti, dar ei trebuie să plătească pe cale legală, judecătorească, așa cum trebuie să existe regula într-un stat civilizat. Și democratic. Și democrat, bineînțeles, dacă civilizat este și democrat. Doresc să vă prezint pe comandantul gărzii care apără televiziunea să raporteze poporului în ce măsură acest mijloc important care aparține poporului este apărat. Sunt comandantul unității de blindate, locotenent colonel Oană, și am primit misiunea nobilă de apărare a televiziunii române, misiune nobilă pentru care cer sprijinul întregii populații din zonă să mă ajute pentru a îndeplini această misiune sacră. Repetăm și noi acest apel și fiți convinși că ostașii țării, ostașii care și-au făcut datoria, ostașii care fac parte din popor, își vor face în continuare datoria. Și acum vă rog să-mi permiteți să citim câteva ecouri de peste hotare care arată ce mare, ce amplu este acest ecou, este ecoul evenimentelor istorice de astăzi din țara noastră.